Horațiu Potra susține că nu e deranjat de controversele din CV-ul său. El a luptat 5 ani în legiunea străină, a fost gardă de corp sau instructor în 8 țări din Africa. În urmă cu mai bine de 20 de ani, Potra a fost șeful gărzilor de corp ale președintelui Republicii Centrafricane. El a lucrat și pentru miliardarul australian de origine română, Frank Timiș. Mi-asigur CV-ul, deoarece n-am făcut nimic ilegal. Da, toată lumea vorbește, toți au impresia, bă, de obicei militarii, mercenarii, niște oameni fără educație sau așa mai departe. Și nu mă supără deloc din ce cauză, pentru că această muncă o fac în domeniul securității de peste 30 de ani. Am reușit să dau de muncă la foarte mulți români. Anul trecut, jurnaliștii de la Deutsche Welle l-au acuzat pe Potra de legături cu mercenarii ruși din Wagner. El a început să ducă agenți de securitate români în Congo încă de la sfârșitul anului 2022, după ce a făcut o înțelegere cu guvernul de la Kinshasa. Aceste informații sunt niște speculații. Poate se face un pic legătura. În 2016-2017 am fost în Republica Centroafricană și am instruit garda prezidențială a titlu onoră, adică gratis. Și în perioada aceea încă nu era Wagner ajuns în Republica Centroafricană. De imediat, pe la mijlocul 2017, au intrat. Poate unii fac legătura și spun că eram pe fișele de plată a Wagner. N-am nicio legătură, n-am cunoscut niciodată pe nimeni din mișcarea Wagner. Potra este cunoscut și pentru postările sale proruse. A cerut public ca România să nu mai trimită arme și muniții Ucrainei și a lăudat poziția Budapestei. Nu neg, da, niște postări proruse. Nu neapărat pro-ruse, mai bine a spune pro-România, nu văd de ce noi ca români ne-am implicat în conflictul ruso-ucrainean. În urmă cu 13 ani, Potra a fost achitat într-un dosar de trafic de droguri și a primit 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru deținere ilegală de arme de foc. În 2020 el a fost cercetat pentru că l-a amenințat pe un director al Romgaz, însă dosarul a fost închis după ce a fost retrasă plângerea. În această vară, Potra a candidat la funcția de primar al orașului Mediaș. Jurnaliștii de la G4 Media au descoperit atunci că, potrivit declarației de avere, fostul luptător în legiunea străină este foarte bogat. Are 10 de apartamente, 10 de terenuri, 10 kg de aur, jumătate de milion de dolari și un sfert de milion de euro în conturi. Doar anul trecut a câștigat peste 1 milion de euro din pregătire fizică și de specialitate.